Eu mă numesc Olga Lari, sunt fotograf profesionist și make-up artist. Fotografia pe mine mă aleagă foarte multe în viață. Eu mereu eram în centru atenției la mama cu fotografiile de foarte mic. Eu mereu zâmbeam în cadru, eram prima care ridica mâna când se ridica fotoaparatul cu peliculă. Nu mă gândeam la bani. Chiar și când am învățat de fotograf, eu atunci am învățat ca să știu cum asta să fac frumos, cum să pun corect expoziția, lumina, omul în cadru, istoria fotografiei, să o aflu. Mie asta mi-era interesant, că dacă sincer să fac bani, asta așa, nu de mult, aș zice, dar profesional, de când am învățat, deja 10 ani sunt. Încă un pic calul spre mine, dacă se poate să fiu. Înaintea ta, unde se uite și calul încolo? Așa, da. Perfect. Sunt trenduri, sunt chestii noi și toate ți-e interesant să le cunoști dacă îți iubești meseria. Orice lucru ca să-l faci reușit trebuie un pic să-ți dai timp să analizezi ce dorești să faci, cum asta trebuie să arăți, să-ți desenezi niște schițe, să cauți niște idei, ce fac alții. Nu numai decât să copii, dar să vezi și să iai câte ceva de acolo, de aici, să pui și tu ceva la locație, de la tine mai mult. Deja depinde și de persoana cu care lucrezi sau dacă nu-i persoana, de chestiile pe care le fotografiezi, dacă ține de bijuterii sau mâncare, ce ar fi, că lumea fotografică e foarte mare. Ambi, foarte bine, bravo! Chiar poți să zâmbești așa o stare, da, fain. Eu mă ocup deja și cu femeile, pentru mine asta e cel mai dragă, să scot din trânsele toate emoțiile, dorințele lor, să arăt starea lor dinăuntru, cum sunt ele, să redau asta prin fotografia cu, legată și cu stilul, cu designul, în ce ele vin îmbrăcate vestimentar. Părul îndreptăm, așa, perfect. Stai, așa. Perfect. Aici, bravo. Oh, da, așa e bine. Am început să studiez un pic psihologia și adică chiar când văd un moment mai dificil pentru unele fete, mi-e ușor să găsesc calea spre problema, dacă aș zice. Pentru mine ea e mică, fetele uneori o văd mare. Și adică eu foarte ușor ies din toate încurcăturile astea, că nu le văd eu așa probleme, să zic. Pentru mine lucrul ăsta e ușor. Sociologii au ajuns la concluzia că pierdem în medie circa 10 ore săptămânal pentru a ne deplasa de la și către locul de muncă. Pentru a nu sta în ambuteajele infernale și a nu cheltui bani pe combustibil, găsiți-vă un job aproape de casă. Puteți face acest lucru utilizând filtrul de căutare a joburilor după sectoare, care este disponibil pe rabota.md. Botanica, Centrul Ciocana, Telecentru și chiar Grătiești, Durlești, ori alt sector sau suburbie, găsiți toate ofertele de muncă din zona în care locuiți. Foarte bine așa spre mine, foarte bine, facem încă câteva. Da, spre el foarte bine și fața înainte, așa. Trebuie mereu să cauți ceva nou, să nu rămâi pe loc. Adică de când ți se pare că tu gata știi tot, cineva o să te întreacă. Dar dacă ești o fire de asta artistică, vrei și tu să fii mereu mai pe primul loc și ți tare mereu să cauți informații și să faci cât mai frumos. Pentru Moldova deja lucrez pentru reviste, am multe lucrări de genul dat, am lucrări cu staruri de-a noastră din Moldova, dar așa, desigur, vreau și eu poate să ajung undeva în Milano, să lucrez pentru Vogue, pentru magazine mai celebre. Bravo! Facem un pic de sport azi. Așa. Perfect, fața un pic o dispăm. Așa. Mai înveț și de design vestimentar, deoarece am învățat la colegiul de asta și chiar am idei ca să le creez pe unele hăinuțe ținute, că îmi place foarte mult asta. Privirea încolo. Așa. Op. Bravo. Foarte bine. Stai așa. Timpul liber. Cacoi? Timpul liber, da? Înainte l-am luat sport, dar dacă sincer am abonament și trebuie să-l deschid de un an și nu am avut o zi liberă ca să-l deschid.
Așa că cam mai mult eu prelucrez, dar dacă e timpul liber, așa un pic de timp, ies afară la plimbare, fac yoga, caut de alimentație corectă informație. Hai încă o dată așa, vreau să fac așa o poză de aproape, ca o să vede doar un pic. Așa, da. Dacă poți încă un pic să te lași așa în urmă. Iubitul mă susține, adică noi împreună am făcut multe lucrări interesante, îmi place că mai filmează, mă ajută, că vede că fac bine. Și părinții la fel se bucură când mă se mândresc, când văd banneruri cu poze de mele, în jurnalele mai arăt. Și adică se bucură, desigur, cum să nu-ți susții copilul când vezi că are succes sau cum să nu-ți susțină bărbatul tot când vede că ți-ard ochii la ceea ce faci. Dacă poți, mânuța să tot așa, mai, ca să fii mai aproape, de după cap. La mine. Era frumos jumate, un ochi se vedea. Așa. Ce contează? Mereu să crești. Asta real contează. Să nu stai pe loc, deoarece atunci când stai pe loc, îmi pare că nu mai trăiești. Dar anume, când mergi, mereu în căutare ești, chiar și în dragoste, să crești, să cauți cum să îndrăgești mai mult, cum să cadonezi o dragoste mai frumoasă, cum să faci ceva și mai frumos. Cred că asta contează pentru mine mult și să fii sănătos, într-un corp sănătos, este un om de succes, aș zice.